Binecuvântat este Dumnezeul nostru, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cele toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitelor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Aia este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nu mă lăsați, mamă, nu mă lăsați! Maricica, miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta. Auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Toată greșeala, cea de voie și cea mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lui, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte. Dumnezeu nostru să-i cerem Domnului să ne rugăm. Sau cu gândul ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, iată Dumnezeu, Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac. Nu mă lăsa, nu 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 lă
ta rugăm, uneți-i auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că ne rugăm pentru odinga sufletului adormitului robului Dumnezeu Ion și pentru casei să ierte lui toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletul lui unde drepti se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția celor ce iertarea păcatelor lui. La Hristos împăratul cel fără de moarte, Dumnezeu nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluiește! Mântuiește mierea și viața și odihna adormitului robului tău, Hristoase, Dumnezeu nostru, ție slavă, înălțăm împreună celui fără de neputat tău, Părinte, prea Sfântului și Bunul de viață, Părătorului tău, după acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să-L ierte. La crucea unde? Digna sufletului adormitului robului Dumnezeu Ion și pentru casei se ierte lui toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeul nostru să așeze sufletului de drept și se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor, iertarea păcatelor lui. De la Hristos împăratul cel fără de moarte, Dumnezeul nostru să-i cerem, Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluiește! Că Tu ești învierea și viața și odihna sufletului adormitului robului Dumnezeu Ion. Hristoase Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al tău, Părinte, prea Sfântului și Bunului de viață, Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeu să-L ierte.
Vreau pătură, vreau ceva să-ți se întindă. Aduce doamna acum pătură. Ce-au vrut să-mi facă ăștia mie? Ce-au vrut să-mi facă ăștia mie? Vă rog frumos, dacă vrei să o ajutați, lăsați-o în pace! Lăsați-o în pace! Lăsați-o încet! Un pic să respire, să de aer. Aer, da! Sunteți Vrancea, 20 de kilometri de Focșani. E un sfert de oră, doamnă, un sfert de oră de când s-a dat apel. Puneți la biserică. Îți de 10 minute, 10 minute sunt eu. Mărășește la 20 de kilometri. Bine, doamnă, așteptăm. Trebuie de la Mărășește. Nu aduce nicăieri. Mă lasă aici. Îi face o injecție și atât. Uite, lasă-mă văzut.
ce vi faci un caz, da? Nu iubesc. Gata, nu mai spune. Nu, ea n-a mâncat nimic, de atâtea zile ea nu a mâncat. Ea s-a spălat la ora 4 la mulți. Ea a venit de la biserică la ora 2 noaptea. Dar atâtea vaci de mulți și copii, ce mă fac eu, Doamne? Ce vrei eu? Ia tăriți.